v-am găsit, dragi telespectatori, la ediția din ianuarie a anului 2019, în care, iată, vă prezint punctele de rugăciune la acest început de an și la acest început de lună, ianuarie. N-aș vrea să încep cu prezentarea punctelor de rugăciune fără să mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat în această lucrare, tuturor celor care ați ales să stați în spărtură pentru România și mă rog ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre dumneavoastră, peste familiile dumneavoastră. Mă rog Domnului ca acest an să fie un an de răspunsuri la rugăciuni pentru noi toți care ți-a de rugăciune pentru România, dar și pentru dumneavoastră, pentru fiecare în parte, pentru cei care sunteți parte din această rețea de rugăciune și mă rog ca Dumnezeu să ne surprindă cu răspunsurile Lui care cred că vor întrece orice așteptare a noastră și orice anticipare pe care am putea avea. Pentru anul acesta am câteva gânduri acum la început de an. Am ascultat și mai multe cuvinte profetice care într-un fel au conturat imaginea acestui an care cred că va fi un an tumultos, un an plin de frământări, de turbulențe, dar un an în care Dumnezeu îi protejează pe cei care sunt ai Lui, pe cei care stau lipiți de Dumnezeu și ca și oamenii rugăciunii, mă rog Domnului, ca fiecare dintre dumneavoastră să aveți o viață de biruință și o viață de putere, prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, stând aproape, lipiți de Domnul nostru și primind continuu călăuzire prin Duhul Sfânt de la El. Este un an în care nu ne mai putem permite să luăm decizii după înțelepciunea noastră, ci absolut în fiecare moment și în fiecare decizie, în fiecare situație, în fiecare alegere, este important să ne rugăm, să îl întrebăm pe Domnul ce vrea El pentru noi, pentru familiile noastre, pentru conjunctura în care suntem, pentru situațiile în care suntem, pentru alegerile pe care trebuie să le facem. Și este foarte important această dependență noastră totală de Dumnezeu. Este un an în care, despărțiți de El, va fi tot mai evident că nu putem face nimic. Și da, Biblia ne spune acest lucru, dar va fi foarte important ca să fim în Iisus Hristos și El, cuvintele Lui să fie în noi, așa cum este scris în Ioan 15. Avem mare nevoie de înțelepciunea Lui Dumnezeu în absolut orice situație și în orice conjunctură. Este un an un an tumultos, cum spuneam, cu multe provocări, cu teste, dar și cu mari victorii. E un an de accelerare supranaturală și de momente deodată, în care vom fi martorii unor răsturnări spectaculoase de situații. Vedem de multe ori în Scriptură astfel de situații în care Dumnezeu deodată a răspuns, s-a implicat, a intervenit. Și cred că în acest an, acest deodată va fi prezent în desfășurarea anului în felurite moduri. Spuneam că este un an în care relația noastră cu Domnul ne va da claritate și putere în vâltoarea evenimentelor care vor fi. Este un an în care Domnul ne cere să ne adâncim în cuvântul Lui într-un mod deosebit, ca să putem sta în picioare și să fim plini de puterea Lui. Așa cum este scris în Daniel 11:32, dar aceia din popor care îl cunosc pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Aș vrea să vă prezint acum un scurt moment profetic primit zilele acestea de la Cindy Jacobs. Este o prezență pe care noastră o cunoașteți pe canalul Alpha Omega. Este un om al Domnului care audă de la Dumnezeu și a avut câteva cuvinte pentru noi toți, pentru poporul Domnului din lumea întreagă, dar cu atât mai mult și noi ca și copiii Domnului din România, cred că vom fi binecuvântați ascultându-l. You know, the Lord has been talking to us about this word, extreme acceleration and suddenlies. And this is what the Lord is saying to me this morning. The Lord says, prepare for the time of acceleration. And the Lord says, many people, I bring a visitation of acceleration, but they are not ready to do what I have called them to do. Their mindset is not to make change. Their mindset is full of fear, and they're afraid when the season comes and it begins to move fast, they want to put the brakes on and they want to say, no, I want to think about this. Well, the Lord says there's a time to think and a time to pray, and there's a time to do and a time to take actions. So the Lord says, I am anointing my people to be risk takers. I'm anointing my people to get off the mark. And the Lord would say, don't let fear paralyze you. Don't let depression paralyze you. Don't let the past depress you. Don't let the past keep you back. Because
When the time comes, I see this picture I've seen in movies of the hero or the heroine, and they have to jump onto a moving train, and it's going very fast, or they have to jump onto a car, you know, from another car that's careening down a road. Well, the Lord says, jump. And you know, a lot of people say, well, what if I miss? Well, what if you win? And I believe that the Lord is saying this especially to a lot of entrepreneurs right now. And some of you, in fact, have been praying earnestly for a confirmation that you are supposed to make a move. And if, as long as you have that peace in your heart about that, just go ahead and jump. Launch out into the deep would be a biblical reference we could use for this. So the Lord says, if you snooze, you lose. I think that's a prophetic word for you. And so get ready for acceleration and be ready to move when the extreme comes. Am urmărit pe Cindy Jacobs cu acest cuvânt profetic în care vorbește despre accelerarea aceasta deosebită care continuă și în acest an și de faptul că trebuie să fim pregătiți de acțiune, să fim oameni ai rugăciunii, oameni care ascultă de la Domnul și se grăbesc să împlinească ce Dumnezeu le spune. Nu va mai fi foarte mult timp de a sta pe gânduri, de a ne ruga, de a mai iarăși ne ruga, de a tot ezita, ci este un an în care va trebui să fim grabnici în a-L asculta pe Dumnezeu. Să răscumpărăm vremea, pentru că zilele sunt grele. Așa spune Scriptura. Și noi, ca și copii ai Domnului, bine facem să luăm aminte și să fim în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Aș vrea să vă prezint acum câteva lucruri legate de puncte de rugăciune pentru această lună. Foarte multe puncte de rugăciune continuă din lunile trecute, din anul trecut, pentru că nu sunt sincope în bătălia aceasta pe care o ducem în rugăciune pentru România. Este o luptă continuă. Am celebrat în decembrie, la 1 decembrie 2018, centenarul țării noastre și a fost efectiv doar harul lui Dumnezeu că am ajuns la această vârstă ca națiune, ca țară, în granițele actuale, sub numele de România, după 100 de ani de presiuni și de frământări. Bătălia pentru România continuă și continuă prin rugăciunea noastră într-un mod deosebit. Sunt convinsă că Dumnezeu a răspuns la multe din rugăciunile noastre, chiar dacă poate nu într-un mod așa de vizibil. Și aș vrea să vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră cu faptul că poate n-am sesizat anumite răspunsuri la rugăciuni, pentru că lucrurile se desfășoară foarte rapid și sunt foarte multe evenimente care se petrec deodată în societatea noastră. Dar aș vrea să remarc faptul că în decembrie, știți că ne-am rugat la începutul lunii decembrie pentru ca România să însemneze pactul pentru migrație, pactul ONU pentru migrație și pe final de decembrie la ONU, în urma unui voce, a unei decizii de validare a acestui pact, în acel moment, în 19 decembrie, România s-a abținut de la a vota acest pact pentru migrație. Să ne rugăm în continuare ca România chiar să se retragă din acest pact pentru migrație, pentru că spuneam la vremea respectivă că aduce un potențial pericol mare peste țara noastră. E un răspuns la rugăciune pe care l-am văzut, a trecut aproape neobservat. Anul trecut au fost mai multe turbulențe, să zic, pe relația noastră cu Israelul. Au fost frământări, au fost tendințe din partea guvernului de a muta ambasada României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, după care au intervenit alte păreri, alte opinii. Lucrul acesta nu s-a mai întâmplat, deși noi trebuie să continuăm să ne rugăm pentru acest lucru. Au mai fost și alte momente care poate au adus oarecare tensionare în relația dintre România și Israel. În decembrie, iarăși ca un fapt neobservat și poate care nu a fost remarcat prea mult, dar mie mi-a atras atenția în mod deosebit, a fost faptul că la începutul sărbătorii Hanuka, în decembrie 2018, statul Israel a dat cadou primăriei din București o statuie care se numește Leul din Ierusalimului.
Și această statuie a fost așezată în mod oficial și în mod sărbătoresc împreună cu oficialitățile municipiului București și reprezentanții guvernului israelian, inclusiv ambasadoarea Israelului din România. A fost așezată această statuie în orașul vechi, în centrul cartierului Evrez din București. Deci este un moment prin care Dumnezeu ne bucură inimile și vedem că relațiile României cu Israelul, oarecum, cu toate turbulențele acestea, merg într-o direcție bună și este un răspuns la rugăciunile noastre. Așadar, vreau să vă încurajez să continuăm rugăciunile noastre pentru punctele de rugăciune pe care vi le voi prezenta. Poate unele vor fi prezentate mai pe scurt, dar vreau să vă încurajez pe toți cei care doriți să le primiți, să ne scrieți sau să ne sunați la numărul afișat pe ecran și vi le vom trimite în format poștal, în plic, prin poștă, dacă le doriți format hârtie, sau prin e-mail. Ceea ce este mult mai la îndemână pentru dumneavoastră, să le primiți prin e-mail, le puteți lista dumneavoastră și le puteți apoi distribui altora care doresc să se roage. Dar chemarea la rugăciune pentru acest an din partea Domnului este pentru rețeaua de rugăciune pentru România să se extindă și asta este și rugăciunea mea acum, ca Domnul să extindă rețeaua de rugăciune pentru România, să fie tot mai mulți dintre creștini, indiferent de denominație creștină, care să se înroleze în această armată a Domnului și să aducem înaintea Domnului pe brațe de rugăciune țara noastră prea iubită, ca Dumnezeu să poată lucra în România și să-și împlinească planul Lui, ca România să intre în chemare, în destin, în mandatul pe care Dumnezeu îl are pentru țara noastră. Națiunea noastră are o chemare deosebită. Națiunea noastră este într-un punct de răscruce acum. Cred că suntem pe punctul de a intra într-o perioadă de mare trezire, de mare seceriș pentru împărăția lui Dumnezeu. Și asta înseamnă împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru noi, pentru că Domnul ne-a promis ca națiune că România se va mărita iarăși. Promisiunea din Isaia 62, pe care am tot amintit-o în repetate rânduri și pentru care ne tot rugăm. Înseamnă, de fapt, intrare în relație de legământ cu Mirele Ceresc, cu Domnul Iisus Hristos, a unei mari părți din populația țării noastre. O trezire masivă, mântuirea foarte multor oameni din țara noastră. Și cred că spre un astfel de an ne îndreptăm acum, când vom vedea acest seceriș extraordinar. În același timp, anul acesta va fi marcat și de presiuni puternice, care cred că vor determina pe mulți dintre cei care deocamdată se încred în forțe proprii, deocamdată se încred în lucrurile lumii acesteia, să-L caute pe Domnul și să-și predea inima lui Dumnezeu. Așadar, cei care suntem al Dumnezeu, nu putem decât să ne uităm cu anticipare plină de bucurie la ceea ce va face Dumnezeu anul acesta. Chiar dacă va fi un an greu, va fi un an de mari biruințe și de mari răspunsuri la rugăciuni. Eu așa cred. La început de an, Domnul mi-a pus pe inimă ca împreună cu dumneavoastră să facem o rugăciune deosebită pentru țara noastră. Să chemăm numele Domnului peste România, să încredințăm țara noastră în mâna Domnului, să chemăm pacea și puterea lui Dumnezeu peste România, să chemăm puterea Sfântului Domnului Iisus Hristos peste țara noastră. Și aș vrea să mă rog împreună cu dumneavoastră acum în acest sens. Tată Ceresc, împreună cu cei care ne ascultă, care urmăresc această emisiune, Tată, venim, Doamne, și aducem România, țara noastră prea iubită în care Tu ne-ai născut într-o vreme ca aceasta. O aducem, Doamne, înaintea Ta, Doamne, și o punem în mâna Ta, Dumnezeu meu, și declarăm și decretăm că Iisus Hristos este singurul nostru Dumnezeu. Tu, Doamne, ești Dumnezeul nostru, atotputernicul Dumnezeu, și chemăm numele Tău, Doamne Iisuse, peste România, Domn al domnilor, Domnul oștirilor. Tu ești împăratul slavei și deschidem porțile țării noastre, a României, pentru Tine, Doamne Iisuse, împăratul slavei, și ne rugăm ca slava Ta să pătrundă în această țară, ca această cunoștință de Dumnezeu să inunde România, precum apele acoperă fundul mării. Doamne, ne rugăm pentru o binecuvântare supranaturală a acestei țări, Doamne. Ne rugăm pentru revărsarea puterii Duhului Tău cel Sfânt copleșitoare peste România, în așa fel încât acest popor, această națiune să Te cunoască pe Tine ca Domn și Mântuitor, ca România să intre în destinul ei, ca România să se
alinieze la planul Tău și la voia Ta perfectă, deplină, desăvârșită pentru țara noastră, ca România să devină și să fie o țară care se aliniază conform voii Tale și face parte din categoria națiunilor oaie, așa cum este scris în Matei 25. Doamne, ne rugăm pentru alinierea corectă după voia Ta, Doamne, a țării noastre în relațiile internaționale, în relația cu Israelul într-un mod deosebit, pentru că din această aliniere a țării noastre cu Israelul, Tu vei judeca națiunea noastră la vremea judecății națiunilor, Doamne. Ne rugăm, Doamne, ca România să fie în continuare o țară care să stea de partea Israelului, o țară care, Doamne, înțelege rugăciunea pentru Israel, o țară în care poporul Tău din această țară, din România, știe să se roage pentru țara aceasta, pentru România, dar știe să se roage pentru Israel. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu schimbi inimile românilor, Doamne, că Tu, Doamne, dai relații tot mai bune, Doamne, pentru România în conexiune cu Israelul, că Tu, Doamne, veghezi la aceasta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Doamne, vrem acum, Doamne, în unitate, Doamne, așa cum am declarat, că deschidem ușile acestei națiuni pentru Tine, Împăratul Slavei, pentru Tine, Domnul și Împăratul Împăraților, pentru Tine, Domnul Gloriei, Iisus Hristos. Doamne, declarăm acum, Doamne, că așa cum ne-am rugat, că punem numele Tău, Doamne Iisuse, peste această țară și punem puterea sângelui Tău, Doamne Iisuse, peste ușorii acestei națiuni, punem sângele Tău, Doamne Iisuse, peste granițele României, ca protecție deplină și desăvârșită pentru țara noastră. Doamne, acum, Doamne, în unitate, venim, Doamne, și ne învoim și ne rugăm, Doamne, și declarăm închise ușile României pentru puterile Întunericului. Doamne, nu vrem în țara noastră puterea Întunericului, nu vrem în țara noastră spiritul islamic, spiritul anticristic, nu vrem în țara noastră spiritul violenței, nu vrem în țara noastră spiritul războiului. Ne rugăm în unitate acum și în nume Domnului Iisus Hristos Nazaret, închidem porțile României peste în fața acestor puteri ale Întunericului și declarăm țara noastră închinată Domnilor și este închinată Ție, Doamne Iisuse, declarăm România o grădină a Domnului, o grădină a Ta, Doamne Iisuse, în care, Doamne, binecuvântarea Ta să curgă, Doamne, în care poporul acesta, Doamne, să se întoarcă la Tine cu toată ființa, în care cu mic cu mare să Te lăudăm pe Tine, Dumnezeul meu, în care cu mic cu mare, pornind de la cei mai mici copii aici, acestei țări, Doamne, de la cei care învață să vorbească, Doamne, să Te laude pe Tine, Dumnezeul meu, să aibă revelația Ta, Doamne Iisuse, să fie, Doamne, prezența Duhului Tău cel Sfânt așa de copleșitoare peste această națiune, încât românii, Doamne, să fie cunoscuți pentru dragostea lor pentru Tine, Doamne, să fie cunoscuți în lumea întreagă pentru credința lor, pentru credincioșia lor față de Tine, pentru iubirea lor față de Dumnezeu. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, ne rugăm pentru binecuvântarea abundentă pentru România în acest an. Și această binecuvântare, Doamne, mai mult și mai mult înseamnă cunoașterea Ta, Dumnezeu meu, și o relație vie și puternică a fiecărui locuitor acestei țări cu Tine, Doamne Iisuse, ca Domn și Mântuitor personal. Și, Doamne, vrem să punem acum, Doamne, binecuvântarea Ta peste această țară, așa cum este scris și în Numeri, de la capitolul 6, Doamne, versetele 24, la 26, Doamne. Doamne, declarăm și proclamăm peste România acum cuvântul Tău, Doamne. Doamne, care este scris aici și spune: Domnul să Te binecuvinteze și să Te păzească, România. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste Tine și să se îndure de Tine, România. Domnul să-și înalțe fața peste Tine, România, și să-ți dea pacea, România. Și astfel punem numele Domnului peste țara aceasta și, Doamne, îți mulțumim că Tu vei binecuvânta țara noastră. Acestea au fost câteva gânduri de rugăciune pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să le aducem acum, la acest început de an, pentru țara noastră și peste țara noastră. Și acest cuvânt de rugăciune, mă rog să fie o continuitate a noastră, să cerem binecuvântarea Domnului, să cerem protecția Domnului continuu peste țara noastră și să rostim continuu peste România, că România este închinată Domnului Iisus Hristos și că România se aliniază la planul lui Dumnezeu pentru țara noastră. Așa cum este scris în rugăciunea Tatăl nostru, ne rugăm împreună acum din nou și din nou: Tată, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și în România, în acest an 2019. Doamne, dorim din toată inima noastră ca națiunea noastră să fie binecuvântată și nu poate fi binecuvântată altfel decât fiind în acord cu voia Ta, cu planul Tău, cu Tine, Dumnezeu meu, aliniată conform voiei Tale pentru noi, ca națiune și ca populație.
Apoi vom continua cu punctele de rugăciune, care sunt multe, dar spuneam că le puteți obține prin e-mail sau abonându-vă pe site-ul Prayernet sau prin poștă dacă nu aveți acces la mijloace electronice de transmitere a cuvântului. Aș vrea să vă citesc câteva din punctele de rugăciune pentru luna aceasta, ianuarie. România a intrat în această perioadă de care știți cu toții că România deține președinția Consiliului Europei pentru aceste prime 6 luni ale anului și în aceste 6 luni să rugăm ca țara noastră să aibă decizii înțelepte, favorabile României, să stea împotriva oricăror forme de presiuni care vin din partea comunității europene, care ar aduce schimbări în identitatea noastră de națiune creștină, în educația copiilor. Să rugăm ca România să reziste la presiune prin care se cer drepturi excesive în favoare a unor comunități minoritare gen LGBT, ca România să reziste la orice forme de compromis care ar aduce situații grele în țara noastră, legate de migrație, legate de exprimare creștină, de educație, de gen a copiilor, de situația economică. Să ne rugăm pentru liderii acestei națiuni, să ne rugăm continuu pentru liderii acestei națiuni, cei care sunt în dregătorie acum, prin voia lui Dumnezeu sunt în dregătorie acum și să ne rugăm pentru ei într-un mod insistent ca Dumnezeu să-i călăuzească și ei să fie inspirați de Duhul Domnului în decizii, să fie pătrunși de frică de Domnul și să le dea Domnul înțelepciune dumnezească, indiferent din ce zonă politică sunt, din ce zonă confesională sunt, ca Domnul să-i călăuzească prin Duhul Său și să ia decizii favorabile României. Știți că România se confruntă cu situații dificile în momentul de față și numai prin Harul lui Dumnezeu țara aceasta va putea naviga pe aceste ape așa de tulburi în care suntem acum. Suntem ca o corabie într-o furtună puternică, noi ca și țară, și doar prin Harul Domnului ne vom păstra pe linia de plutire și vom avea o direcție bună. Deci să ne rugăm pentru ca țara noastră să fie în continuare pe linia de plutire în aceste ape tulburi și să-și păstreze o direcție în acord cu voia Dumnezeu. Iar Domnul să călăuzească pe cei care sunt în guvernare acum. Să începem să ne rugăm de pe acum pentru viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, care vor fi în 25 mai. Contează foarte mult care sunt oamenii care reprezintă România în Parlamentul European și de poziția lor și de încredințările pe care ele au depind multe din deciziile care se iau la nivel european vis-a-vis de țara noastră. Apoi aș vrea să ne rugăm de pe acum pentru alegerea viitorului președinte al României, aceste alegeri vor fi în toamna acestui an. Dar contează foarte mult ca Dumnezeu să înalțe pe acel om hotărât de el ca să fie președintele României pentru următorii 5 ani. Deci să ne rugăm pentru aceste două motive care țin de alegerile care vor fi în acest an, europarlamentare și președintele viitor al țării noastre. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru izbăvirea țării noastre de influența comunistă, pentru eradicarea, dezrădăcinarea completă a compromisului și a corupției din țara noastră. Să ne rugăm pentru schimbarea mentalității oamenilor, să ne rugăm pentru ruperea legăturilor de blestem pe care românii le pun peste țara noastră prin vorbire negativă asupra țării. Foarte mulți români pleacă din țară pentru că sunt descurajați de situația din România, de condiția economică din România. Să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să aducă un acel deodată în istoria noastră a României, care să schimbe starea națiunii noastre, să schimbe condiția din țara noastră și românii să fie binecuvântați întorcându-se acasă. Să ne rugăm pentru oprirea exodului românilor care pleacă spre alte țări și să ne rugăm pentru binecuvântarea țării noastre prin Harul lui Dumnezeu. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru ieșirea României din pactul ONU pentru migrație, asta mai spus. Să rugăm pentru integritatea teritorială a țării, ca proiectul de lege privind autonomia specială care duce la fragmentare teritorială și etnică să nu fie votat în Parlamentul României. Să ne rugăm în continuare pentru stabilitatea țării, pentru pacea și protecția României, pentru că în continuare activitatea Rusiei în zona Mării Negre, în Ucraina, se intensifică, tensiunile dintre NATO și Rusia cresc, noi ca și țară suntem flancul de est al NATO în această situație și România este deja un
teritoriul de luptă, luptele nu se poartă la nivel fizic, prin arme, ci se poartă la nivel informațional, prin manipulări, prin influențe de toate felurile pe care diverse grupuri de interese le au în țara noastră. Să ne rugăm ca România să rămână în alianțele și aliniată conform voii Domnului pentru țara noastră. Este foarte importantă această rugăciune a noastră. Și Domnul să dea pe față orice infiltrări, orice trafic de influență, orice încercare de a deturna traiectoria României, care nu este după voia Domnului. Să ne rugăm pentru ca orice structuri ascunse de interese și de putere care încearcă să distorsioneze traiectoria României să fie descoperite și acțiunile lor să fie făcute fără putere. În numele Domnului Iisus Hristos, Nazaret. Deci este o rugăciune continuă a noastră pentru această țară în acest an. Cu cât ne apropie mai mult de venirea Domnului, cu atât mai mult bătălia pentru alinierea națiunilor se va intensifica, pentru că, da, Domnul are planuri cu fiecare individ în parte, vrea mântuirea fiecărui suflet în parte, dar Domnul are planuri și cu națiunile și credem în continuare că România are o chemare deosebită după inima lui Dumnezeu, în inima lui Dumnezeu, și vrem din toată inima să intrăm pe deplin în chemarea Domnului pentru țara noastră. Mai sunt multe puncte de rugăciune pentru noi pe această lună ianuarie. Este vorba de legile țării, reforma justiției, legile justiției care iată că sunt din ce în ce mai distorsionate. Să ne rugăm pentru legea învățământului care se pregătește, să ne rugăm pentru protecția familiei biblice, pentru oprirea legilor care se pregătesc legate de educația de gen a copiilor. Să ne rugăm pentru decizii fiscale și economice înțelepte, pentru protecția țării de criză economică, pentru dezvoltarea economiei și pentru resurse interne. Este vorba de dezvoltarea resurselor interne care asigură independența economică, energetică a țării. Avem mare nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu, mai ales pentru guvernanții țării, ca ei să vadă aceste lucruri și să intre în această dimensiune a dezvoltării unor resurse interne pentru a asigura această siguranță a hranei și a resurselor interne de care țara noastră are nevoie. Să rugăm apoi pentru dreptatea și adevărul lui Dumnezeu care să fie instaurată în toate structurile de autoritate ale țării, să spunem destul corupției care afectează, care pur și simplu erodează țara noastră. Să rugăm pentru protecția țării vis-a-vis de dezastre naturale, de fenomene meteo-extreme, de cutremure mari, de epidemii. Sunt fenomene extreme din ce în ce mai frecvente în lume. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ocrotească România de astfel de fenomene grele. Rugăciunea pentru Biserica Domnului este concentrată pe ascultarea glasului Domnului și pe restaurarea relației cu Dumnezeu a fiecăruia în parte, într-un mod deosebit, și să nu uităm să ne rugăm pentru Israel, să-l binecuvântăm, să cerem protecție și favoarea Domnului pentru Israel. Pentru Israel se anunță vremuri din ce în ce mai complicate, pentru că se poziționează puterile lumii în jurul Israelului tot mai clar. În ceea ce privește profeția din Ezechiel 38 și 39 legat de războiul Gog și Magog, doar harul Domnului va fi cu Israelul în acele vremuri de mari strâmtorări. Noi, ca și popor al Domnului, ca și creștini din România, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, pentru protecția Israelului, pentru binecuvântarea Israelului. La aceasta Domnul ne cheamă și haideți să fim oameni credincioși și ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, să iubim ceea ce iubește Dumnezeu și să ne rugăm în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Fie numele Domnului înălțat și binecuvântat peste țara noastră, peste Israel, peste lumea întreagă, și vă salut cu Maranata și în această nădejde a revenirii apropiate a Domnului nostru Iisus Hristos, să facem tot ceea ce ne stă înainte de făcut, să umblăm în toate faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, ca să fim plini de rod în acest an și în vremea care vine și să fim primiți în Împărăția lui Dumnezeu cu aceste cuvinte: ești binevenit, rob bun și credincios. Domnul să vă binecuvinteze și nu uitați, rugați-vă și postiți pentru România.